Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Una dintre prietenele Anamariei Prodan, Denisa Nechifor, a dat-o de gol pe impresară și a dezvăluit cât a costat inelul de logodnă pe care vedeta l-a primit de la iubitul misterios. Mai precis, bijuteria are un diamant de 17 carate, iar prețul acestuia ajunge la peste 100.000 de euro. Inelul Anei are în jur de 17 carate ca și diamant. Este un inel foarte scump, în valoare de peste 100.000 de euro. Este un inel extrem de valoros și ce pot să vă spun este că nu pot să vă spun nimic. Vă va da ea mai multe detalii, dar vă pot spune că am văzut-o foarte fericită. Știu că urmează să plece în câteva vacanțe. Să fie într-un ceas bun. A dezvăluit Denisa Nechifor în emisiunea Theo Show. După 50 de ani de muncă, zic eu că merit să fiu iubită, răsfățată, tratată ca o regină, respectată, iar regele meu este atât de mare, puternic, mândru, deștept, influent, bogat, miraculos, uluitor, încât n-aș vrea să sufere restul când l-ar vedea. Și de asta îl țin așa ascuns, și din acest motiv avem convenția asta să trăim frumos, nu în ziar. Vă doresc și vouă măcar o unime din fericirea și liniștea pe care mi le-am căpătat eu, a mărturisit Anamaria Prodan. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.